Guvernul a emis azi aviz negativ la proiectul pentru a treia lege ce vizează condițiile de pensionare a minerilor și energeticienilor. Proiectul de lege PLX 618, promis angajaților din complexul energetic Oltenia ca alternativă la legea blocată de un an și jumătate, se află la Comisia de Muncă din Camera Deputaților. Acesta se referă la personalul din producție. În documentul trimis Parlamentului, guvernul își susține punctul de vedere prin faptul că bugetul va fi afectat de legislația respectivă. Angajații companiei acuză politicienii că tergiversează lucrurile pentru a nu lăsa personalul calificat să iasă la pensie până la închiderea grupurilor pe bază de cărbune.